Salutare! Mă numesc Mezei Vlad și suntem în studioul Radio Blaj TV. Astăzi o să vorbim despre Asociația Zileos împreună cu reprezentanta acesteia și cu câțiva copii înscriși în această asociație. Salutare, Iulia! Salutare! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi în studioul Radio Blaj, alături de o parte din copii. Sunt coordonator Zileos Blaj din aprilie 2022. Ce înseamnă Asociația Zileos? Zileos este o asociație creștină care lucrează pentru tineri și copii, dezvoltând o pastorație care se sprijină pe necesitatea de a le veni în întâmpinare în modul lor de viață. Zileos ajută tinerii și copiii să găsească răspunsuri la întrebările pe care le au la nivel intelectual, familial, fizic, spiritual și psihic. Asociația Zileo se bazează pe 4 mari piloni: relația cu sinele, relația cu ceilalți, relația cu Dumnezeu și angajamentul în societate. Am înțeles că Asociația Zileos e o asociație internațională. Ne poți spune, te rog, mai multe despre asta? Da, Asociația Zileos a luat naștere în Canada. În prezent o regăsim în Franța, Canada, cum am și spus, România și Liban. În țara noastră are 3 filiale, Oradea, Blaj și Cluj. Ne poți spune acum, te rog, mai multe despre conceptul asociației, ce faceți exact acolo? Cum se desfășoară o întâlnire, de la cât? Sigur. La întâlnirile noastre participă copii cu vârste de la 10 la 14 ani. Avem peste 50 de copilași. Ne întâlnim în fiecare vineri la protopopiatul greco-catolic, clădirea de lângă ANAF. De la ora 18 la ora 20. La întâlnirile săptămânale facem și o parte practică, cum ar fi brățărele, cercei, pictăm sau mai multe lucruri care le dezvoltă un pic imaginația și îndemânarea. Iar o dată pe lună sau de două ori pe lună, depinde, chemăm o persoană, un invitat dintr-un alt domeniu. La întâlnirile lunare cu invitați, care se numesc cluburi sau intercluburi, ne-au trecut pragul preoți, episcopi, medici, jurnaliști, pictori, politicieni, profesori, meteorologi, nutriționiști, judecători, sportivi, psihologi, biologi, păpușari și chiar o familie de evrei din Blaj. Întotdeauna seriile cu invitați sunt foarte importante și sunt de mare interes pentru copii. Aș vrea să te întreb și ceva sensibil, de exemplu, dacă trebuie să aibă o anumită religie sau o anumită școală la care trebuie să participe? Nu avem astfel de reguli. Avem copii din toate școlile Blajului și ne bucurăm foarte mult de asta. Credem în unitatea creștinilor și nu punem bariere religioase și primim orice copilaș, indiferent de confesiune. Important e să-l sădim pe Dumnezeu în inimile lor, nu contează ce religie au. În afară de activitățile pe care a spus că le desfășurați săptămânal la protopopiatul greco-catolic, mai aveți și alte activități pe care le desfășurați în afara acestei instituții? Da, am mai organizat și ieșiri în parc și excursii, iar întotdeauna pe perioada verii, pe lângă activitățile pe care le facem vinerea, organizăm o tabără de zi în care respectăm pedagogia Zileos și aducem invitați. Anul acesta am organizat o tabără în care am avut invitați dermatolog, psihoterapeut, preoți. Alături de noi a fost și domnul Radu Hususan, căruia doresc să-i mulțumesc pentru că ne-a ajutat și anul acesta și anul trecut și de câte ori avem nevoie este alături de asociația noastră. Cum se desfășoară o întâlnire a Asociației Zileos Blaj? Pe lângă chestiile practice, cum ar fi brățări sau picturi sau mai multe lucruri, facem un scurt moment de cateheză de 10-15 minute în care încercăm să folosim un limbaj pe înțelesul tuturor, pentru că e important să discutăm și aspectele religioase într-o manieră încât să le trezească lor interesul. Nu e suficient să venim, să le spunem o poveste, să le citim ceva din Biblie și să se termine momentul și să plece fiecare acasă. Apoi
avem un moment în care mâncăm împreună, în general pizza, suntem fan pizza. Și bineînțeles, dacă unul din copii are nevoie să stea de vorbă, facem un fel de terapie de grup sau vorbim individual. E foarte important ca copiii să se simtă ascultați. E important ca un copil să se exprime, să nu-și pună bariere și Zileu se încurajează foarte mult asta. Ceva activități sportive aveți? Da, copilașii vin, se joacă fotbal, tenis, volei. Avem un spațiu generos la protopopiat. Pe această cale aș dori să-i mulțumesc și Preasfințitului Cristian Crișan pentru tot sprijinul oferit Asociației Zileos. Pentru noi este o mare bucurie că ne este alături și ne încurajează sprijinul său în a ne continua misiunea de a păstori tinerii. Dorim să-i mulțumim și părintelui vicar Flavius Florea că ne este alături. Mijlocirea și eforturile sale au fost esențiale în aducerea Asociației Zileos în acest oraș. Și nu în ultimul rând, am dorit să-i mulțumim și părintelui protopop Cristian Rus că ne este alături și ne găsește în fiecare săptămână. Aș vrea să spun o ultimă întrebare. Copiii înscriși la această asociație trebuie să plătească ceva? Nu, activitățile noastre sunt gratuite și sunt așteptați cu mare drag toți copilași. Ok, mulțumesc, Iulia. Cu mare drag. Acum o să vorbim și cu tinerii prezenți care participă la întâlnirile Asociației Zileos Blaj. Și aș vrea, vă rog, să vă prezentați prima dată. Ok, salut! Sunt Alexandra Popa și am 12 ani. Sunt elevă la IME Klein. Mă numesc Matei Sofia și am 13 ani. Studiez la IME Klein. Mă numesc Nerea Hususan, am 12 ani și sunt elevă la Sfântul Vasile. Mă numesc Cocan Cristian, am 11 ani și sunt elev la școala Toma Cocișiu. De cât timp participi la întâlnirile Asociației Zileos Blaj? Din primăvara lui 2022. Eu particip la Zileos Blaj de 10 luni. Eu particip la activitățile Asociației Zileos Blaj din iulie 2022. Particip la activitățile Zileos din luna mai anul 2022 și sunt cea mai veche de aici. Ce te-a motivat să mergi prima dată? Ce te motivează să mergi în continuare la aceste întâlniri? Păi, la început eram foarte curioasă ce se întâmplă pe aici și am fost motivată să continui de faptul că învăț lucruri noi și eu la rândul meu pot să dau informațiile altora. Am continuat să vin pentru că am avut șansa să învăț chestii noi în diferite domenii, dar cel mai mult m-a motivat coordonatarea Asociației Iulia Mezei, care a fost mereu acolo pentru noi, la orice oră din zi și din noapte, cu un sfat, cu o vorbă bună sau doar să ne asculte. Asociația chiar m-a ajutat. Când am început să vin, eram foarte introvertită, aveam probleme cu vorbitul în public, dar acum pot vorbi fără emoțiile de la început. Faptul că coordonatoarea noastră a fost mereu deschisă cu noi și ne asculta mereu, și activitățile, pentru că au fost foarte bine concepute și majoritatea activităților au ieșit foarte bine și sunt foarte mulțumită. Și asta m-a făcut să vreau să vin în continuare. Și ți se pare că ți s-a schimbat oarecum viața de când participi la întâlnire? Da, sunt mult mai îndrăzneață și cu lumea și știu mai multe chestii și sunt foarte importante. Da, s-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea, dar cel mai mult faptul că acum nu mă mai simt singură. Înainte mă simțeam singură, nu puteam să vorbesc cu nimeni. Acum am învățat să îmi exprim emoțiile și mai bine și am cu cine să vorbesc despre sentimentele mele. S-a schimbat multe chestii în viața mea pentru că nu știam tot ce știu acum despre Dumnezeu și despre chestii care le-am aflat de la invitați. Iulia ne-a spus că o dată pe lună participă anumiți invitați în alte domenii, aceste cluburi, cum li se spune în asociație. Cine ți-a plăcut cel mai mult și ai avea și alte sugestii pentru alți invitați? Da, mie mi-a plăcut cel mai mult de doamna dr. Alina Nemeții, pentru că e important să știm cum să ne curățăm tenul sau cum să tratăm o rană. Și aș avea câteva sugestii, mai ales că mi-aș dori să avem ca invitați pe viitor pe cei de la criminalistică.
Cel mai mult mi-au plăcut următorii invitați, domnul doctor Mihai Nemeți, care a venit să ne vorbească despre pericolele fumatului, domnul Faibiș, care a venit să ne vorbească despre cultura și religia iudaică, cât și despre Holocaust, domnul europarlamentar Victor Negrescu, care a venit să ne vorbească despre munca lui ca europarlamentar și instituțiile Uniunii Europene. Pe viitor aș dori să vină un ginecolog să ne vorbească despre pubertate, mai ales că majoritatea copiilor sunt la vârsta la care aceasta își face debutul. Cel mai mult mi-au plăcut de invitații care au venit din Franța și Liban și pe viitor aș cam dori să avem invitați pe cei de la Poliția Română. Cel mai mult mi-a plăcut când a venit domnișoara Antonia Pațulia ultima dată, pentru că m-a ajutat să-mi cresc stima de sine și a fost ceea ce aveam nevoie în momentul acela. Ai cumva o propunere pentru un invitat pe viitor? Da, mi-ar plăcea să avem un astronaut. Acum aș vrea să te întreb, de ce ai ales să participi la Zileus Blaj și nu la alte asociații sau la alte activități pe care le oferă Blajul? Păi eu am ales să particip la asociația aceasta pentru că aici te simți sprijinit, apreciat și toată lumea te respectă și mai ales coordonatorul nostru, Iulia Mesi. Am ales această asociație pentru că nu este asociația religioasă clasică. Am putut vorbi pe diferite subiecte, nu numai pe subiecte legate de teologie. La biserică nu ne-am dus niciodată pentru că așa ar trebui, ne-am dus numai atunci când am simțit noi. Asta cu forța, din experiență spun că îi îndepărtează pe copii de Dumnezeu și de biserică în general. Am ales să continui cu asociația Zileos Blaj pentru că aici mă dezvoltam și religios, dar și moral. Și nu-ți băga numai biserica pe gât. Nu, aici vorbeai despre orice. Puteai să vorbești cu toată lumea pentru că aici am învățat că nu trebuie să ne judecăm unul pe altul în funcție de opinia pe care o avem. Și am fost foarte înțeleși cu toții aici. Am mai fost și la alte cluburi și Zileos este foarte diferit de celelalte pentru că acolo nu înveți ce înveți aici. O ultimă întrebare. Ai recomandat vreodată și altor colegi sau prieteni de-a tăi să participe la întâlnirile asociației și de ce? Da, aș recomanda pentru că aici poți socializa cu toată lumea și toată lumea este prietenos și înveți lucruri noi și e foarte distractiv. Și te-am și alți copii la asociația aceasta pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult. M-a făcut să mă simt înțeleasă, ascultată, am învățat lucruri noi, mi-am făcut prieteni. Nu cred că eram unde sunt acum fără asociația aceasta și fără Iulia. Aș invita și alți prieteni pentru că cunosc foarte mulți copii care se află în situația mea de dinainte să vin la asociația Zileos și cred că i-ar ajuta foarte mult. I-ar ajuta să își exprime emoțiile mai bine, să înțeleagă că nu sunt singuri și că chiar există persoane care o să te asculte și cărora chiar le pasă de ce simți tu. Vă mulțumim, dragi părinți, pentru toată încrederea pe care ne-o acordați, aducându-vă copiii la activitățile Asociației Zileos. Prezența lor ne bucură și ne motivează să continuăm să creăm experiențe educative cât mai plăcute și mai folositoare. Implicarea și susținerea dumneavoastră ne este esențială și suntem recunoscători pentru minunatul parteneriat construit împreună. Dacă doriți să vă înscrieți și să faceți parte din familia Zileos Blaj, vă așteptăm cu mare drag în fiecare vineri la sediul protopopiatului greco-catolic de la ora 18. Mulțumesc mult! Cu mare drag!